Bună ziua și bun găsit la Telemagazin! Iarăși suntem alături de voi ca să vă povestim de toate și să gătim gustos astăzi. Trebuie să știți că astăzi avem teme interesante și utile pentru moldoveni în tot sensul acestei pandemii în care ne aflăm. Și în special pentru moldovenii îndrăgostiți. Ia să vedeți ce avem astăzi în emisiune. Astăzi la Telemagazin. În aer liber sau la înălțime, chiar și pe timp de pandemie, îți poți organiza nunta de vis. Rămâneți aproape să vedeți cu ce alte sfaturi vin organizatorii de petreceri pentru cuplurile care vor să-și joace nunta în acest an. Mai ieri repara corăbii în Grecia, iar azi confecționează bijuterii din lemn în Zaim, Căușeni. Aflați povestea meșterului cu mâini de aur, care este în căutarea ursitei. La oferta zilei avem un set de mare ajutor în orice bucătărie, mixer, tigaie și ibric. Cu ele o să puteți găti clătite și savura cafeaua de dimineață împreună cu cei dragi. S-au împlinit 40 de ani de la moartea unuia dintre cei mai cunoscuți regizori de la Hollywood. Filmele lui au schimbat pentru totdeauna cinematografia modernă. Chiar și așa, acesta nu a câștigat niciun Oscar. De ce? Aflați cu noi! Alegeți Telemagazin! În câteva zile urma să înceapă cea mai așteptată perioadă, sezonul nunților și cumetriilor. Evenimente fastuoase, cu rochii elegante, decor și dansuri până dimineață. Pandemia a dat planurile mirilor peste cap, iar mulți și-au anulat petrecerile pentru care s-au pregătit mai bine de un an. Însă majoritatea tinerilor nu se grăbesc să amâne evenimentele și speră că vor putea totuși să joace nunta alături de cei dragi așa cum și-au dorit-o. Se va întâmpla cu evenimentele și nunțile din acest an? Vor avea loc sau nu? O întrebare care încă mai rămâne deschisă. Noi ne-am propus să aflăm ce le propun mirilor organizatorii de evenimente, dar și alți prestatori de servicii. Cuplurile care urmau să-și joace nunta în acest an s-au împărțit în două tabere. Unii își anulează petrecerile, alții speră că visul va bate în retragere și ei își vor putea totuși organiza nunta de vis. Sunt foarte calmă și sper că va avea loc tot și data de 30 mai, pentru că avem un eveniment micuț până la 50 de persoane și plus e un restaurant în aer liber. Sunt sigură că vor veni toți invitații, pentru că sunt cei mai apropiați, prietenii cei mai apropiați și familiile noastre. Eu îmi imaginez nunta mea ca o distracție la maxim, îndeosebi după această carantină. Miresele mele atât de tare nu vor să anuleze evenimentul sau să-l facă anul viitor. Eu, ca organizator, recomand să nu pierdeți banii, da, pentru care i-ați investit. Este vorba despre, nu știu, sume de 10.000 de lei la restaurant sau 20.000 de lei la restaurant, 5.000 de lei pentru muzică care a fost achitată în avans. O altă alternativă care o propun eu este să opteze pentru o înscriere în aer liber. Poate cu invitați, nu știu, 20-30 de persoane, dar să fie un decor fain, să fie natură. Dacă autoritățile vor permite organizarea petrecerilor cu un număr nu mai mare de 50 de persoane, acest lucru trebuie să-i bucure pe cei care vor cu tot din adinsul să-și lege în acest an destinele. Cu puțină imaginație, evenimentul pe care l-ați așteptat atât de mult se poate transforma în unul romantic. Toate miresele își doresc o nuntă ca în filme, organizată pe acoperișul unui zgârie nori sau în mijlocul pădurii. O petrecere în aer liber reprezintă una din cele mai stilate tendințe ale acestui an, dar și o variantă mai sigură pe timp de pandemie. Decorul este fundamentul unui eveniment, pentru că dacă alegi un decor fain, atunci vei avea și poze frumoase și video frumos și vei avea amintiri extraordinare pentru toată viața. Imaginați-vă un eveniment cu cele mai apropiate persoane, 40-50 de persoane, cu scaune transparente, cu o arcadă doar din verdeață în stil Twilight, cu o masă lungă în stil american, pe mijloc punem foarte multe lumânări și luminițe în stil american. Deci veți avea un eveniment extrem de rafinat.
V-ați convins, chiar și pe timp de pandemie puteți avea o petrecere frumoasă, pentru că dragostea adevărată nu cunoaște limite și niciun virus nu vă poate zădărnici planurile. Ai înțeles ceva? Eu n-am mai înțeles nimic. Adică, Eu am înțeles. Oamenii totuși speră că măsurile de carantină vor fi relaxate în așa măsură încât vor reuși să-și facă nunta atunci când a fost planificată. Iar cei care nu vor avea această posibilitate, să știți că aveți o șansă de acolo, de sus, de undeva, să renunțați la idee. Poate nu a fost cea mai inspirată idee până acum. De sus de unde? De la guvern? De sus, da, de la guvern. Ok, bun. De ce am zis că nu prea am înțeles? Pentru că am nevoie de câteva detalii și pentru asta am invitat-o în platoul Telemagazin pe Mirela Urușiuc. Bună ziua, Mirela! Mirela este un wedding planner, organizator de nunți și mai există și organizator de evenimente sau mai există încă un termen event pentru... Planner. Event planner. Event planner. Bun, Mirela, ai urmărit și tu reportajul. Hai să aducem lumină atât pentru miri, cât și pentru prestatorii de servicii și să vedem dacă se deschide sezonul în acest an sau nu. Tu personal, câte evenimente ai anulate și din ce sau amânate, din ce perioadă? La mine s-au anulat doar două evenimente, restul vreo 15, cred, s-au amânat pentru anul viitor. E vorba despre care luni? Mai, iunie, iulie și câteva din august. A, deci oamenii deja pentru luna iunie și iulie au amânat cu un an. Da. Nu mai au speranță. Nu mai au speranță, dar nu știu dacă e neapărat așteaptă o învoire de la autorități ca să se realizeze aceste nunți. Ei deja primesc refuzuri de la invitații lor, care sunt undeva peste hotare și acum stau acasă, după asta vor trebui să muncească și nu vor putea veni. Ori ei sunt chiar peste hotare și șefii lor le-au zis că nu vor mai putea beneficia de concedii. De asta, Mirela, ce se întâmplă în acest caz cu localurile, da? Și, de exemplu, cu interpreții care sunt invitați la nuntă? Ei acceptă și ei mutatul acestei perioade cu un an? Da, toată lumea e destul de flexibilă, majoritatea acceptă să mute, pentru că asta e cea mai optimă soluție. E soluția care îți permite să nu întorci avansurile. Deci păstrezi banii care deja ți s-au oferit, îi muți pe altă dată și cumva nu pierzi nici comanda, nici avansul deja luat. Pentru că în caz de anulare e un pic mai problematic. Când ar fi primul eveniment care crezi tu că va avea totuși loc din acest an? Al tău eveniment, din cele pe care le-ai programat? Sau speri măcar? Primul eveniment la mine ar fi pe 1 august, dacă o fi să fie totul bine. Deja am negociat cu restaurantul potențială modificare de format, dacă o să fim nevoiți să restrângem numărul de invitați, o să-l restrângem, dacă o să trebuiască să mai strângem cureaua undeva la meniu sau la chestie, o să încercăm să o facem și sperăm să fie. Cel puțin mirii sunt optimiști. Da, ai avut negocieri cu mirii în contextul... nu știu, circulă zvonuri, nu sunt oficiale până la urmă, pentru că va veni președintele și a spus ceva de genul ăsta. Negociez cu mirii și o micșorare a anunții? Evident, noi discutăm și cu proprietarii de localuri dacă ar fi să ne restricționeze în așa hal încât să schimbăm anunta de 200 plus persoane la 50, atunci încercăm să aflăm din timp. Trebuie să căutăm o alternativă de restaurant sau rămânem acolo? Și toți proprietarii de restaurant spun că dacă vor exista restricții la nivel de stat, e clar că se vor conforma și ei. Nu vor putea obliga mirii să facă nunți mari în momentul în care nu o să se permită. De asta atunci mă gândesc, mirii trebuie să sună invitați să spune: îmi pare rău, am o nuntă în loc de 200, doar 50 de oameni, poți să nu vii? Dacă vrei, poți să nu vii. Ei, uite, eu am auzit sau am întâlnit miri care au zis că eu nu vreau să-mi fac nuntă cu 50 de oameni pentru că mi-am planificat 200, respectiv mai bine o anulez. Care sunt, hai să enumerăm câteva avantaje și dezavantaje a unei nunți de 50 de oameni, pentru că unii miri nu înțeleg ce asta o nuntă de 50 de oameni, cu toate că prestatorii au lucrat și acolo și acolo. Care sunt avantajele și dezavantajele? Hai să-ți spun dezavantajul reorganizării unei nunți mai mici atunci când ai preconizat totul pentru o altă amploare. În momentul în care tu investești 2000 de euro pe un fotograf, 5000 de euro pe un band și îți iei tot așa la picior larg, atunci când trebuie să-ți micșorezi numărul de invitați, cheltuielile rămân aceleași și oamenii ar trebui să-ți suplinească cumva asta în cazul în care vrei să scoți ceva din nuntă. Acum sunt două categorii de miri. O parte care investesc în nuntă pentru că ei vor un eveniment frumos și alții care vor să nu rămână cu credite după. Să ia niște dividende. Exact, să scoată pârleala.
De asta, pentru cei care vor să-și scoată pârleala, evenimentele mici nu sunt tocmai comode, mai ales în contextul în care ei au contractat prestatori scumpi. Și mai este evenimentele mici, din start se organizează un pic diferit. Ia un DJ, se ia prezentator, totul... Fără lăutari, fără balai. Bugetele de deodată sunt adaptate unui eveniment de așa tip. Atunci când oamenii au mizat pe nuntă luxury cu 200 de invitați, cu band, orchestră, DJ, lumini de tot felul și nu știu ce, evident că sunt alte cheltuieli și la un număr mai mic de persoane. Și mai este și cealaltă latura monede, că și perioada aceasta de carantină a cam scurtat din bugetul invitațiilor și invitații. În mod normal, cam cât se pune la noi pe nuntă? Cam un 300 de euro de pereche. Asta e foarte relativ. Foarte relativ. Eu nu am mai fost la nunți de foarte mult timp, dar mă gândesc că și bugetul invitațiilor s-a redus și atunci și ei nu o să mai facă cadou atât de mulți bani ca și până acum. Este din nou un risc pe care mirii trebuie să și-l asume dacă nu anulează evenimentul. Eu cred că mirii care aleg să-și amâne nunta o fac nu doar din frica de a nu se îmbolnăvi sau frica de a păți ceva sau că o să fie amendat sau chestii de genul. Ei, în primul rând, se gândesc la confortul psihologic a invitaților care nu prea au de unde acum și ar trebui să vină. Cu siguranță fiecare invitat care și-a dat aprobul că vine ar fi vrut să aibă un anume aport. Și în momentul în care el nu-l are, nu mai vine cu dispoziția aia și așa mai restrâns. Întrebarea lui Ion cu beneficiile evenimentelor mici. Tu lucrezi în evenimente și știi că evenimentele mici, de regulă, concentrează în sine un public mult mai intim, mai apropiat, da, oamenii sunt super degajați. Atunci când sunt mulți, există riscul ăsta că nu se știe lumea între ei, stau mai încordați, până și intră ei în ritm, mai ia ceva timp. Atunci când sunt puțini, atmosfera e mult mai degajată, pentru că de obicei acolo sunt chiar cei mai apropiați, părinți, rude, prieteni, care oricum se mai văd mai des decât odată la 5 ani. Acolo poți face șarea aia de mire. Sau de mireasă, nu știu. Mirela, revenim imediat, pentru că mai avem câteva întrebări să le discutăm, dar o să discutăm și încă un moment, în timp ce mirii, dar și proprietarii de restaurante ghicesc dacă vor avea sau nu un loc nunți în această vară și care ar putea fi format o sărbătorie, autoritățile spun că decizia nu a fost luată deocamdată și aceasta depinde de fiecare dintre noi. Mai exact de evoluția cazurilor de infectare cu COVID-19. Chiar dacă recent șeful statului Igor Dodon a lăsat să se înțeleagă că evenimentele cu mai mult de 50 de persoane ar putea fi interzise chiar și după ridicarea restricțiilor, consilierul prim-ministrului Ion Chicu, Vitalie Dragancea, spune altceva. Hai să vedem sau să ascultăm ce ne-a declarat acesta într-o înregistrare telefonică. Este un obiectiv să ajungem la ceea ca să revenim la viața cum noi o numim acum normală. Este un obiectiv să ajungem la asta și de noi toți depinde cât de repede vom ajunge. Acest obiectiv este. Și în funcție de cum va reacționa societatea la aceste ridicări de restricții, aceste ușurări, în funcție de asta vor fi luate și următoarele decizii. Trebuie să le permitem tinerilor să facă primul lor pas în viața comună și inclusiv să-și facă și o sărbătoare. Deci deocamdată nu există o decizie. Da, asta și este ideea. Vezi că de fiecare dată se mizează pe faptul că o să vedem care va fi evoluția pandemiei și abia după asta se vor lua decizii. În plus, perioada stării de urgență este până în data de 15 mai, așa că până atunci clar lucru că restricțiile sunt oarecum mai pronunțate. Știm că este o perioadă fără precedent și atât organizatorii, cât prestatorii de servicii, cât mirii, atât și autoritățile nu știu cum să acționeze în aceste cazuri. Cert e un lucru că mirii nu vor să aștepte până pe 15 mai în contextul în care au avut nunta la sfârșit de mai sau început de iunie ca să înțeleagă vor avea ei nuntă sau nu vor avea. E totuși un eveniment pe care ei îl planifică din timp și îl vor într-un anume mod. Nu prea pot să stea până pe ultima 100 de metri să înțeleagă, eu totuși fac nuntă. Și sună toți invitații, 200 la număr, dar nouă ne-a dat voie autoritățile, hai să facem. Iată de ce am solicitat și noi reacții, pentru că e clar că omul vrea să știe din timp dacă mai reconfirmă invitația sau nu, sau să știe ce face, cum își gestionează elementar și timpul. În plus că presupun că și anularea evenimentului sau amânarea în cazul aceluiași moderator de eveniment sau aceluiași band trebuie făcută cu ceva timp înainte ca să nu-ți pierzi nici resursele financiare. Evident, asta fiind
fiind o situație excepțională la nivel mondial, nu mai este nimeni în drept să-și caute, să facă mofturi cumva, că ei, ce nu mi-ai spus cu două luni înainte? Adică dacă noi am fi știut cu două luni înainte că o să fie coronavirus, era să fim cumva pregătiți. Dar așa e o situație care se răsfrânge bilateral, atât pentru prestatori, cât și pentru Miri. Mirela, voi acum faceți și efort de psiholog, probabil, atunci când vorbiți cu Miri. Cu Miri, mai ales cu Miri. Uite, am și eu repede să trecem peste întrebarea asta, că e importantă. Ce facem cu avansurile în cazul nunților anulate? Este o dezbatere foarte mare între juriști, prestatori, Miri, dacă se întoarce sau nu se întoarce avansul, dacă e situație de urgență sau nu și așa mai departe. Tu ce zici? Te-ai informat? Cum e de fapt situația? Eu am vorbit cu câțiva juriști și am înțeles că atâta timp cât la nivel de stat nu există niște decizii, totul e atât din aer și ei mi-au dat fiecare opțiuni diferite. Unul mi-a zis că avansurile nu se restituie pentru că situația de forță majoră este bilaterală și prestatorul nu are nicio culpă. Adică el nu e vinovat că el nu va putea să vină să presteze acel serviciu. De asta contractul nu-și anulează din clauze, dar își suspendă valoarea pentru o perioadă anumită de timp până când vom ieși din carantină și vom alege o nouă dată. Cumva ca acest contract să fie totuși valabil, dar să alege o zi alternativă. Alt avocat mi-a zis că nu, totuși, avansurile ar trebui restituite, pentru că avansul în sine, în codul civil, înseamnă o plată oferită în avans pentru un serviciu. În momentul în care serviciul în sine nu a fost prestat, atunci avansul ăla nu are ce căuta la prestator. Mai este o noțiune, cea de arvună, în codul civil e tare de ochiață. Care nu se întoarce, teoretic, iarăși cu forța asta majoră, altcineva spune că în general termenul de forță majoră de un an nu mai există în codul civil, dar toată lumea o invocă și toată lumea o are în contracte. După asta, ce se întâmplă cu arvuna? Arvuna nu se întoarce, dar în cazul în care din vina prestatorului nu se face evenimentul, atunci prestatorul e nevoit să întoarcă dublu arvunii. E tare dubioasă faza, pentru că până și juriștii care teoretic au studiat același domeniu au păreri împărțite. Atunci noi cu atât mai mult nu știm ce să facem. Eu vorbesc zilnic cu zeci de prestatori de servicii, de decor, administratori de restaurante și toți sunt în ceață. Ei nu știu ce o să fie, ei toți știu că acum nu au voie să facă nimic și mai departe așteptăm. Mirela, tu ce le recomanzi mirilor în această perioadă? Să anuleze sau totuși să aleagă o altă dată și până la acea dată se va vedea cum vor evolua lucrurile? Eu categoric sunt pentru amânarea evenimentului, pentru găsirea a unei alte dăți care ar putea să le ofere mirilor cel puțin confortul psihologic, gata, etapa aia e undeva departe, invitații s-ar putea să fie mai dispuși să vină, ei o să fie mai liberi în tot. Foarte mulți care și-au pus întrebarea asta la început de luna martie, au amânat pentru toamna asta, pentru septembrie, octombrie, noiembrie. Acum, cine deja a așteptat până mai pe ultima 100 de metri și a înțeles că e bâjă și că trebuie totuși ceva de făcut, pentru anul ăsta nu prea mai găsesc locuri libere, nici la prestatori, nici la restaurante și se văd nevoiți să transfere pentru anul viitor. Acum, săracii miri care intenționau să facă nunta în 2021 nu mai iau locuri pentru că 2020 le-au ocupat pe toate. Și ăștia stau în aer și se gândesc, bun, dar noi când mai facem? Și încearcă deja pe 2022. Dar fi, sărbătorirea anunții, unica problemă în țară la acest moment, am fi fericiți. Mirela, noi îți mulțumim foarte mult. Da, mersi foarte mult pentru informații. Sper că a fost tare util atât pentru miri, cât și pentru prestatori de servicii și cât pentru cei de mai sus, care poate vor veni cât mai curând cu o poziție oficială, dacă e voie, dacă nu e voie și cum e voie să facem. Iar prestatorilor și mirilor, nu știu, sfatul meu personal, ca și un prestator, zic, ajungeți la o soluție amiabilă, la un consens, fără ca să apelați la juriști, fără ca să vă dați în judecată, pentru că acum chiar nimeni nu știe nimic ce să facă și cum să facă. Cel mai bine e să vă împăcați. Mirela, îți mulțumim foarte mult. Cu drag. Noi continuăm. Exact. Mai ieri vindea bijuterii pe o insulă din Grecia, iar azi le confecționează de sine stătător într-un sat din raionul Căușeni. Vorbim despre un tânăr moldovean care creează bijuterii artizanale din Temirce. Rezultatul final însă întrece orice limită. Colega noastră Samantha Arap a fost în satul Zaim și a urmărit pas cu pas cum se creează accesoriile și totodată a aflat povestea acestui confecționar.
se dă o formă. Forma se primește spontană pentru că nu este proiectată. După aia, când se finisează, se face forma. Se finisează, se lustruiește cu pasta de lustruire ca să primească o suprafață ideală. Bijuteriile nu trebuie să fie neapărat din aur sau argint și decorate cu diamante, crede Oleg Chiralina din satul Zaim, raionul Căușeni. Mai bine de 12 ani, bărbatul a trăit în Grecia, unde a lucrat vânzător într-un magazin de bijuterii. Frumusețea acestor podoabe l-a cucerit într-atât încât bărbatul a decis să confecționeze și el bijuterii, doar că mai neobișnuite. Am venit acasă, am început să caut ingredientul cel mai important, reșină epoxidă. Celălalt component e lemn natural. Acum folosesc salcâm, frasin și nuc și vișin. Chiar am făcut din vișin, dar fiecare lemn are structura lui și cu cât e structura mai frumoasă, bijuteria se primește mai special, mai deosebit. Înainte să se apuce de confecționarea bijuteriilor, bărbatul a construit case, a reparat corabii și a lucrat la o brutărie. El s-a convins, prin multă muncă și un pic de talent, poți să creezi adevărate capodopere din orice. Câteodată se întâmplă că cineva mi-o cumpără și îmi este jale să o dau, să o vând, chiar dacă cu bani o vând, îmi este jale pentru că am depus un efort, o muncă enormă. Cei mai mulți cumpărători au fost chiar persoane din sat, chiar profesoare din școală, chiar le mulțumesc pentru că au apreciat munca mea. Munca sa nu este dintre cele mai ușoare, dimpotrivă, e meticuloasă și necesită mult timp. Pentru a îmbina lemnul și sticla într-o compoziție frumoasă, e nevoie și de cel puțin o săptămână. Pe lângă pendative, meșterul din Zaim confecționează și accesorii pentru păr. De exemplu, acest ac, confecționat din lemn de nuc, les ne înlocuiește elasticul simplu și transformă orice coafură în una care va atrage toate privirile. Lemnul este o adevărată pasiune pentru bărbat. Acesta confecționează nu doar bijuterii, dar și mobilă. Chiar și lustrele din casa sa sunt tot din lemn. Accesoriile handmade din lemn natural costă între 200 și 400 de lei. Spirala asta din mitologia grecească înseamnă viață lungă. Și am decis să fac pe perete forma aceasta și să o lipesc cu bucățele de lemne tăiate. În pofida talentului și hărniciei sale, meșterul din Zaim nu este căsătorit, dar visează să-și creeze propria familie. Până atunci însă își face fericiți clienții. Niciodată n-am tins să merg să mă fac milionier sau ceva de genul. Scopul meu să fac fericit persoanele alea care o să procure aceste bijuterii unice. Oleg ne-a mărturisit că anume satul și casa părintească sunt pentru el o sursă de inspirație și nu a renunțat la acestea nici în ruptul capului. Urmează! Nu e doar gustoasă, dar are și o mulțime de beneficii pentru sănătate. Continuare la Telemagazin aflați de ce trebuie să includeți ridichea roșie în meniul vostru de zi cu zi. Mai mult ca oricând în această perioadă, autostopul este periculos atât pentru șoferi cât și pentru pasagerii acestuia. Cu toate acestea, în apropierea autogării de sud din capitală, zeci de persoane încearcă zilnic să prindă mașini de ocazie, lucru care le reușește. Medicii avertizează că în spațiile închise riscul de contaminare este major și îndeamnă moldovenii să evite nu doar autostopul, dar și pe cât posibil transportul public. Riscul crește în spații, esențial crește în spații închise, în interiorul unui automobil, unde e greu de respectat distanța socială și unde putem contracta nu numai coronavirus COVID-19, dar și alte maladii transmisibile. În cazul în care avem măști de protecție, dar parcurgem alături de un bolnav de COVID-19, o distanță de 300-400 de kilometri, ne salvează acea mască de protecție? Dacă e mască simplă, nu, fiindcă masca simplă se poartă numai 2 ore, totuși e mai bine să evităm. Un risc anumit există. Iar acum facem o scurtă pauză, dar voi nu plecați departe, stați aproape, pentru că mai avem încă multe lucruri interesante de a vă povesti. Revenim rapid.